Ura de mare, mare succes, ca și Popcorn, ca și Bravo. De ce vă vorbesc despre revista Salut? Pentru că în anul 1997, Emil Constantinescu, ca atunci președintele României, a promulgat o lege plecată de la mine, mă iertați. A doua duminică din luna mai a fiecărui an este ziua adolescenților. Ce vreau să vă spun cu asta? Dacă s-ar găsi oameni interesați de această zi, ca posturile de televiziune, mass media, în acea zi, să pună în evidență fenomenul adolescentin, m-aș bucura. Eu am început timid în primii ani, a fost și o săptămână adolescenților, cu tot felul de concursuri sportive, literare, Miss Adolescență. De când am devenit director, am lăsat puțin în urmă, dar Festivalul de Teatru al Elevilor se află la 14-a ediție, se cheamă Jos Pălăria, el există. De asemenea, eu am primit la revistă, era o rubrică, se chema Sunt puțin emoționat pentru că e prima oară când vă vorbesc, am fost invitat de multe companii să vorbesc și mi-a fost teamă. Pentru că e greu să așez în ordine niște lucruri, dar îi spuneam că nu-l uit, lui Tiberiu, că s-ar putea ca această întâlnire a mea cu voi astăzi să nască un spectacol de întâlnire cu George Mihăiță, unde pot spune și mai multe. Vă spuneam că am primit 10.000 de scrisori în 10 ani de la adolescenții din țară. Și am scos și o carte, se cheamă Dramele Adolescenților, în care cele mai importante scrisori ale adolescenților, mai mult ale fetelor, mai mult ele scriau, e o carte emoționantă, tulburătoare. Institutul de Politici Publice a spus că de la această carte se pot dezvolta strategii. Ea este o carte autentică. Am primit scrisorile de la ei, am schimbat adresa, am schimbat numele și a ieșit un mic eveniment. Ar fi interesant dacă această carte, și vă gândiți și voi, ar putea deveni un spectacol. Sunt regizori tineri, interesați, de un spectacol după această carte, cu cazurile de aici. Vă repet, de la duioase până la înfricoșătoare. Am putea să plimbăm acest oraș în liceu din București, din țară, și să devină un mic eveniment. De asta v-am amintit de Dramele Adolescenților. Haideți să vă povestesc în câteva cuvinte. Eu, ca director de teatru, n-am vrut să fiu director, m-am rugat de Ducul Darie, de Mircea Diaconu, nu erau directori pe atunci, când am văzut că nu vine nimeni, am zis, hai să fiu, pentru că e a doua mea familie, de multe ori prima. Și m-am dus la Traian Băsescu, pe atunci primar, și am spus, domnul Băsescu, eu vin director, dar sunt bani, că dacă nu sunt bani, nu mă văd nici eu nici dumneavoastră. Și a zis, bani sunt, proiecte să fie. Și l-am ținut numai în proiecte. Printre proiecte a fost Sala Mică, încă o sală dedicată proiectelor celor tineri, aveam lângă sinagogă o vilă, parter, etaj și subsol, și am făcut o sală excelentă de spectacole pentru proiectele celor tineri. Din păcate, nu putem avea o organigramă deocamdată, pentru că sunt blocate posturile. Ce am mai făcut? Am făcut un festival al comediei românești, la care țin foarte mulți. Am fost la 10-a ediție anul acesta și au fost piese românești regizate de Purcărete, de Dabija, de Cornișteanu și se bucură de mare succes. Modelul meu ca director este Chiriac. Și aș fi vrut ca acest festival să aibă mult mai multe evenimente, evenimente de stradă. Păcat, centrul acela istoric trebuie exploatat mai mult și din punct de vedere cultural. Vă spun asta că poate vă gândiți și îmi dați un semn de viață, la sfârșit o să vă las numărul de telefon, să ne întâlnim și să gândim cum putem dezvolta Festivalul Comediei Românești. Am inițiat un concurs de comedie românească, suntem la ediția 7-a, vin în jur de 100 de piese pe an, unele le-am montat la teatrul de comedie, cum ar fi Crizea lui Mihai Ignat sau Dumnezeul de a doua zi a lui Mimi Brănescu. Interesant ar fi dacă de la dumneavoastră, nu știu de la cine, dar de la dumneavoastră ar pleca o idee în care un dramaturg să scrie despre
Cum îmi spunea Tiberiu că s-a întâmplat, a văzut un spectacol în care trăinși își povesteau viața, dar fumau. Și era vorba despre firma de țigări care a sponsorizat spectacolul. Ne gândim împreună. Cum am debutat eu ca director? Trebuia să debutez cu o lovitură mare. Și ce credeți că am făcut? Am făcut săptămâna Horațiu Pălăiele. Am luat toate spectacolele lui Horațiu, Horațiu fiind marfă care se vinde extraordinar, am luat toate spectacolele în care el era regizor sau juca și le-am adus la teatrul de comedie. M-am gândit totdeauna cum să fac eu să fie vizibilitate mai mare pentru teatrul de comedie. Vă dau două exemple. Aveam premieră cu Escu, al lui Mușatescu, și m-am dus la Bobiță Mușatescu, fiul lui Mușatescu, m-am dus la el acasă și a spus: bă, Bobiță, dă-mă și mie masa asta mare, scaunele astea, uite, ai valiza de voiajă lui taică, tu, bustul ăla mare al lui, și ăsta zice, cum să le scot din casă? Păi cum vrei să-l facem cunoscut pe, și mai cunoscut pe tatăl tău, care de multe ori e alături de Caragiale, ca valoare. Le-am scos pe geam, pe ușă, pe unde am putut, le-a lăsat timp de o lună la teatru și au venit și televiziunile și ziarele și au comentat acest mic eveniment. Aveam un Eugen Ionescu, cântăreața Cheală, și m-am gândit ce să fac. Și am aflat că la Institutul condus de Pleșu, nu știu cum se cheamă, Institutul European acum, există 10 litografii ale lui Eugen Ionescu, care nu puteau fi color. 70 pe 50, cam așa ceva, care nu puteau fi scoase. Și l-am rugat pentru o jumătate de oră să mi le dea. Am vorbit cu niște bodyguards și am anunțat televiziunile, televiziunile așteptau și le-am spus: voi veniți în două mașini acolo și voi păziți tablourile astea. Și a fost un alt succes al meu și mai ales că au fost consemnate foarte multe lucruri pozitive. Ce m-am gândit să acopăr și altă paletă de spectatori. Și am chemat echipa Steaua. Bineînțeles că au venit televiziunile. Au venit prima oară și vă spun acum câteva lucruri. Hazli, Bănel, Micoliță, juca atunci la Steaua și a zis: când mai joacă Nea Mihai? Lui azi de seară. Și a zis: cum, Nea Mihai? E Mihai, să aibă că nu-i mic, e mare. Când mai joacă? Au venit la al doilea spectacol, la al treilea nu jucam eu. Și zice Bănel la Găsălă: ne-a validat titularii, nu joacă. Și după al patrulea spectacol am primit unul din cele mai frumoase complimente pe care le-am primit la viața mea. Mă sună Bănel: Nea Mihai, da mă Bănele, m-a dat pe teatru, ești Ronaldinho. M-aș bucura dacă după întâlnirea aceasta a noastră, vă veți apropia de teatru de comedie ca spectator. Apropiindu-vă, nu se știe ce idei se nasc. Și v-aș ruga. Ce să vă mai spun? Proiecte am multe. De când m-am gândit cum să-l omagiez pe Radu Belican, care a înființat teatru de comedie. Noi am trecut, am împlinit 50 de ani de când s-a înființat teatru de comedie. Și m-am gândit cum, unde să mă duc, ce să fac. Și m-am dus la Banca Națională, la domnul Muguri Sărescu, am crezut că mă ține 3 minute, m-a ținut o oră și am descoperit un mare iubitor de teatru și l-am omagiat în sala Băncii Naționale pe Radu Belican și am zis: ce să-i mai cer dacă tot sunt la Muguri Sărescu? Și a făcut și un album cu timbre, cu imaginile actorilor care au trecut pe la teatrul de comedie. Cea mai nouă ispravă pe care am făcut-o este o școală, sunt două clase de teatru, o clasă 10-14 ani, condusă de Delia Nartea, care este actriță la Teatrul de Comedie, una 14-18, sunt 15 și 15 ele. Ce are inedit aceasta? Aceste clase ce au inedit, ele sunt cursuri gratuite. Eu alerg, cum aș alerga pe la vreunul dintre voi, și caut bani ca să pot să-i plătesc. A fost hobby-ul meu. Și cu asta închei, v-aș propune să ne gândim împreună, dacă nu mă gândesc eu singur, dacă sunteți ocupați, că tot o fac până la urmă, vreau să înființez un mic club, nu știu cum să-i spun deocamdată. Părinții care vin cu copii între 4 și 10 ani, vin la teatru, când n-au unde să-i lase, copilul să stea în
într-o încăpere din teatru de comedie, unde găsește computer, cărți, televizor și așa mai departe. Ca ei să se simtă bine cât părinții stau și vor fi însoțiți de câte un actor în fiecare seară. Ne gândim împreună. Dacă nu, vă mulțumesc oricum. Nu pot să nu vă spun că sunt arhi. Hai să vă arăt ce citesc eu. 18 capcane majore ale proiectelor și cum să le evitați. Vă mulțumesc frumos! Vedeți ce de așa sunt în recit? Gânditor și cu mâine la spate, merg pe calea ferată. Drumul cel mai drept cu putință. Din spatele meu vine un tren, care n-a auzit nimic despre mine. Acest tren, martor, mi-e zenul bătrânul, nu mă va ajunge niciodată. Pentru că eu mereu voi avea un avans față de lucrurile care nu gândesc. Sau chiar dacă Plutar va trece peste mine, întotdeauna se va găsi un om care să meargă în fața lui, plin de gânduri și cu mâinile la spate. Ca mine acum, în fața monstrului, care se apropie cu o viteză înspăimântătoare, și care nu mă va ajunge niciodată. Ce propunere am? Am acolo un bol, v-aș ruga să-mi lăsați cărțile voastre de vizită și vă promit, sub cuvânt de onoare, că vă voi invita la teatru. Veți fi invitații mei. Pentru că sunt convins că nu știu unde, nu știu cum ne vom mai întâlni pe viitor. Vă îmbrățișez cu dragoste. Pare greu să facem ceva. Dar nu este atât de greu, pentru că oamenii deja fac. Toată lumea când aude pe mine vorbind, spune, băi, mă, ție ți-e ușor, numai la tine se întâmplă toate deodată. Nu e așa. La toți, la noi, la toți cei care face ceva, se întâmplă ceva. E mai mic, e mai mare, mai ce să povestești. Domnul Filip Mihăiță, putea? Da. Am uitat să vă las numărul meu de telefon, dacă doriți. Nu, că nu scăpați. 07. Să se dea făptuită, fiți atent. Oriunde, nu contează. De mici eu cunosc ca TV. 0744 0744 57 57 Vorba lui Fimiu, 97 97 44 44 Cineva l-a notat? Da. Vă mulțumesc! Ce vreau să spun este că un actor, ca dânsul, putea să stea și să-și facă meseria și să aștepte să-i se facă o statuie și atât. Dar a ales să facă, ar fi frumos să stea, nu? O să vedem noi o stea la vizi. Promit. A ales să facă proiecte. Unul după altul. Unul după altul. Și nu toate în același domeniu. În domenii diferite. Și se poate. 10 minute, dar... Mulțumesc. Deci se poate. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări. Ați învit acum